Dragii mei, sunt Arotela cu continuarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, însăgetător, despre viața voastră intimă, pentru cei care vă interesează. Apare împăratul. Împăratul a apărut și în etalarea anterioară, etalarea principală. Posibil că voi v-ați controlat, nu ați arătat cât de mult țineți la cineva. Și persoana aceasta și-a întors oarecum grațiile de la voi. Este o regină de cupe care este foarte blândă, foarte îndură foarte multe, foarte seducătoare, într-un sens emoțional, mult mai sensibil. Vă susține emoțional și vă arată o nouă formă de dragoste pe care probabil n-ați mai simțit-o. Și deși aveți multe emoții pentru această persoană, da? Aveți multe emoții, vedeți aici? Aici sunt emoțiile. Nu vreți să arătați, vă abțineți în această comunicare. Nu știu de ce, voi știți mai bine. Totuși simțiți foarte multe pentru această persoană și vi doriți aproape, vi doriți, da? Aveți physical touch. Dar din niște motive ați îndurat această tăcere. Poate că nu sunteți obișnuiți să exprimați, afară de varianta voastră sexuală pasională, unii dintre voi chiar nu știți. Din acest motiv, persoana s-a întors, să zic. Dar, multă, multă pasiune pentru ei. Aveți și, ia uite, 4 de bâte, 10 de cupe, soarele și 10 de cupe, 10 de cupe, 10 de bâte. Evident că i-ați luat pe sus, i-ați iubit oriunde, și în natură, și în mașină, și acasă, și acasă, și i-ați trezit din somn de atâta pasiune, dar aveți și multe emoții. Persoana aceasta nu doar că vă trezește un foc pe care unii dintre voi știți că l-aveți, că sunteți săgetători, semne de foc, dar vă trezește și niște emoții pe care nu credeați că le veți experimenta, le veți trăi. Probabil din acest motiv a apărut și cartea, da? Vreți să aveți o casă fericită, o familie fericită, o relație frumoasă cu ei. Și vedem de ce a apărut invers. Asta a fost un mesaj. Probabil că trebuie să transformați ceva, să o reîntoarceți, această regină de cupe. Să o reîntoarceți în viața voastră. Din acest motiv vi s-a zis, dragostea îndură. Regina de bâte. Unul dintre voi a vrut să domine mental sau practica niște jocuri, da? E, și persoana aceasta care simte, în general, cu semnele de. Sunt anumite semne, hai ca să nu mai dau semne. Sunt anumite persoane care simt când cineva se joacă mental și mai devreme sau mai târziu pleacă. Nu stau în asemenea vibrații pentru că sunt de joasă calitate. Deci au fost niște jocuri mentale. Au fost. Și totuși simțiți că această persoană. Este extrem de seducătoare. Voi este drag să o priviți. Numai când o priviți, vi se reaprinde flacăra. Dacă mai se și dezbracă în fața voastră, gata, sunteți tot un foc. Ați vrea să-i îmbătați? Pe de-o parte aveți valetul de monede. Cred că v-ați dori să-i surprindeți. Evident, într-un mod plăcut. Cu niște senzații pe care probabil nu le-am mai experimentat. Senzații care țin de beție. Eventual să-i îmbătați de emoții. Dar într-un fel sau altul vă doriți să stați ascunși, să stați în spate unii dintre voi. Probabil când. Într-un fel, probabil că vă intimidează și aveți nevoie să fiți un pic mai în umbră ca să puteți să îi captivați, să-i capturați. Să-i capturați. Vă și niște cătușe. Sau să le. Unde vreau să ajung și ce vreau eu să primesc acum să transmit. Nu
Nu prea am voie să arăt cărțile, din acest motiv stau în această poziție. Ia uite, aici este justiția, vreți să echilibrați, să vă echilibrați viața, vreți să comunicați ce nu ați reușit să comunicați până acum. Aveți multă pasiune pentru ei, da? Eventual este o legătură la distanță, pe calculator, pe care vreți să o manifestați. Asul de spade. Și vreți să experimentați lucruri pe care nu le-ați mai experimentat cu nimeni. Dar până acum au fost niște discuții, niște confuzii sau niște jocuri mentale, am spus mai devreme. Vreți să discutați despre lucrurile astea, să reaprindeți flacăra, să echilibrați situația. Dar, repet, stați undeva mai în umbră. Probabil că aici este dorința voastră de a-i surprinde. Posibil că sunteți în fața lor, într-un fel sau altul, unii dintre voi vă intimidați. Și preferați să stați mai în spate. Interesant. Patru de băte. Patru de băte e simbolul flăcărilor gemene, sufletelor perechi, relație stabilă, chiar dacă aici e instabilă, că este un leagăn. Vreți să vă jucați? Vreți să vă jucați, să intrați într-un cerc magic, a doar al vostru, vreți să luptați, să munciți, vreți să munciți pentru această relație. Posibil ei sunt un pic mai detașați emoțional, interesant, mai ales doamna. Din acest motiv poate vă și intimidează pe unii dintre voi, din acest motiv poate prefera să stați mai în spatele lor, da? Dar sunt trei cărți în care vă arată, ca și bărbați, un pic mai în spatele doamnei. Doamna este preocupată mai mult cu ce are de realizat în viața sa personală. Și da, aici e chestia. Vrei să-i surprindeți și cu pasiune și cu un stil jucăuș și cu o complementaritate, evident, sexuală, pe care probabil doamna nu o conștientizează. E foarte detașată, adică nu foarte detașată, simte, evident, simte pasiune, simte ceva, dar nu ca voi. Nu ca voi, înseamnă că acesta e lăbuie pentru voi, bărbații, vorbim de partea masculină. Din acest motiv apare și bărbatul îngenunchiat, într-un fel sau altul v-a încenunchiat cu această pasiune și noi ani de, sau, eu știu, emoții. Dacă până acum ați avut niște blocaje față de unii și de alții, în prezența acestei persoane lăsați toate blocajele. Are un fel de a fi această persoană, această doamnă, domnișoară, ce-o fi, de a vă... Un fel de a fi care vă deschide sufletul. Am vorbit mai la început și în etalarea cealaltă. Personajul acesta vă deschide sufletul, da? I-a deschis cămașa, da? Are pieptul dezgolit. Asta doar în prezența acestei femei, acestei doamne, reușiți să face. Să fiți atât vulnerabili. Sunteți vulnerabili în prezența lor. Simțiți judecata, că e o relație dintr-o altă viață, aveți o legătură, este un șnur roșu, o legătură dintr-o altă viață, eventual simțiți că ați mai fost căsătoriți cu ei și simțiți că eventual vreți să fiți căsătoriți și să aveți un copil, visați la chestia asta, dar vorbeam de niște blocaje pe care în prezența acestei doamne, domnișoare, ce-o fi, nu le mai simțiți și vorbesc de blocaje emoționale, adică sunteți deschiși, sufletul vostru începe să cânte aceste cuvinte, într-un fel sau altul. Multă, multă pasiune, trei de bâte și iar apare împărat. Împăratul și Marea Preoteasă, în secret. În secret țineți și voi secret această pasiune, dar trebuie să o spuneți. Poate că dacă doamna este preoteasă, poate din cauza aceasta este un pic mai detașată, dar voi o simțiți ca pe o, degeaba e preoteasă, că voi o vedeți ca pe o regină de bâte. Așa o vedeți. Și încercați să vă temperați, dacă asta face împăratul, încercați să vă temperați și totuși, totuși vă doriți să împărtășiți cele mai frumoase momente. Să vă oferiți senzații, da? 8 de bâte și senzații fizice.
Speciale, physical touch, senzații fizice, beție, mâncare, nu știu, să vă devorați unul pe celălalt. Cam aceasta este etalarea pentru iunie. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!